Ioan Alexandru Brătescu Voinești Întâmplare Unu dragă, unu singur, să străiască, să dea Dumnezeu, să trăiască sărăcuțul, dar mi s-a întâmplat cu el o nenorocire mare. Ce mi s-a întâmplat mie, pe onoarea mea ți-o spui, să ferească Dumnezeu pe tot vrăjmașul. Și tocmai mie, ia gândește-te, măi, Iancule dragă, Atâta copil aveam și eu. Te uiți colo la copiii de oameni săraci. Cresc fără nicio îngrijire. Iarna desculți, nembrăcați, va rămân încă poame verzi și pe urmă se duc de se bălăcesc câte trei ceasuri la gârlă. Vezi pe câte un pici de cinci-șase ani că se duce cu trei cai să-i scalde și nu li se întâmplă nimic. Trei draveni și ies derbedei ca să-mi funde pușcăriile și tocmai al meu, de care puteam să-i dau și eu o creștere cu averea pe care o am. Mare nenorocire, pe onoarea mea ți-o spui. Să vezi, acum un an m-am dus pe o lună colea la băi la Pucioasa, cu nevasta și copilul. Aveam eu trebuință de niște băi, că mă cam doare piciorul stâng când se schimbă vremea. Acolo, bine, frumos, când ne întorceam în oraș, în oraș, vârsat. Se îmbolnăveau copiii pe capete. Zic neveste mii, pe ea să o vezi, mă, Iancule, nu o mai recunoști. O umbră, să mă ferească Dumnezeu de o nenorocie. De aia îți pui câteodată. Așa îi zic, dacă te-i duce tu cu copilul la nenea, la mărgineanca, eu mă duc în oraș, îmi văz de treburi, sâmbătă vin să vă văz și luna dimineața mă întorc până o mai pieri molima. La plecare, parcă îmi spunea mie inima ceva, pe onoarea mea ți-o spui. Zic, Sico, să îngrijești de copil să nu i se întâmple ceva. Pleacă nevastă mea și eu viu în oraș. Asta era luni. Să vezi, domnule, ceva să zică presimțirea. Pe onoarea mea ți-o spui. Miercuri mă duc la gară, că aveam de predat zece vagoane de lemne cum intru în gară, îmi aduc aminte că la frate meu, la Mărginanca, pe la spatele grădinii, trec vagonetele cu cărbun de la mină. Zic, ca omul care are numai un copil. Aoleu, de nu s-ar duce pe acolo. Las pe contabil la gară și mă întorc acasă, ca să scriu neveste mi să nu scape copilul din vedere. Găsesc acasă o scrisoare de la ea că i-a părut bine lui frate meu, că era bine și copilul și ea. După prânz, să ferească Dumnezeu pe toți vrăjmașii. Pe onoarea mea ți-o spui. Îmi aduce copilul învelit într-un tartan, pe brațe, fără simțire. Se întâmplase. Până atunci fusese acolo. Se jucase pe nisip în grădină în ochii măsii. O clipă de nebogare de seamă. Lică! Lică! Aude un urui de vagonete, pe urmă un țipă sfâșietor și găsește copilul între șine scăldat în sânge. Măi, Iancule, ce crezi tu că am pătimit? Așa eram eu de albit, că i-a tăiat mâna de la cot, măi, Iancule, i-a tăiat mâna dreaptă de la cot. Lic al meu, îngerașul meu, mă mir de unde mai am lacrimi să mă plâng, că nici nu l-a adormit, era frică doctorului, ca să Adorm în suflet el de copil de cinci ani, mă iancule. La urmă, pe când îl măcelărea doctorul, nu mai țipa. gemea încetinel cu două șiruri mari de lacrimi, din ochii lui frumoși care cereau îndurare, mâna dreaptă de la cot, care va să zică, copilul meu, ciung, pe toată viața, și începuse să scrie mă iancule, îi am și acum a placa și condeiul lui. Crezi că am închis ochii o lună de zile? Cum puneam capul pe pernă, mă sculam ca nebun. Ciung! Cum o să-l jocorească copiii la școală? Și pe urmă, mai târziu, schilod toată viața. Ți-aduci tu aminte, mă, Iancule, acum trei ani, când mai ai dus tu la Ateneu în București de vorbea ăla? Zicea că deosebirea de căpetenie dintre dobitoace și om e că toate labele, dobitocul, și le întrebuințează pentru umblet, pe când omul a însărcinat numai două cu umbletul, iar alelalte două le întrebuințează să cucerească lumea și îndemna pe părin să-și învețe copiii să știe să facă ceva cu mâinile. Mi-a intrat mie la cap vorba asta. Pe onoarea mea ți-o spui. Și unde îmi ziceam eu că o să-l învăț să cânte din ceva, ori să zugrăvească, ori să sape în lemn. Că vedeam și la mine ce cu mare e să nu știi să faci nimic. Mă uitam la niște întâmplari care mi-au făcut mie foișorul ăsta. Tăiau și cântau. Mare fericire! Să știe omul să facă frumos cu mâna lui. Și vorbeam și cu măsa. Ziceam că cum o împlini șase ani? Să-i arate și lui la clavir. Și acum, poftim. Da, Pe unul are mea să spui. Câteodată, de atunci, s-a dus toată fericirea. Am îngropat-o cu mănușița lui, uite, acolo, lângă salcămul ăla. Nevastă mea, nu mai e aia veselă. Nu mai vrea să meargă nicăieri. Nu se mai vede cu nimeni. Nu mai pune mâna pe clavir. De câte ori, nu o prins cu ochii plânși. De câte ori nu trebuie să mă opresc, să schimb vorba, de teamă că, în ceea ce am de spus, să nu îi se pară pe departe o mustrare pentru nebăgarea ei de seamă. Și dacă spui, îi se pare mustrare și știu că, după plecarea mea, plânge. Și dacă mă opresc, pricepe și o arde la inimă și se topește. Uite-o, fă că nu bași de seamă și să schimbăm vorba. Ei, bată-te să te bată! Care vrea să zică, bată-te să te bată! Bată-te sănătatea să te bată! Sfârșit! Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public.